Comunitatea Județul Bacău, întâlnită astăzi, 21 mai 2019, este legal constituită și își poate desfășura lucrurile. La ședință participă un număr de 15 consilieri, timp un total de 15. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 15 consilieri, deci putem să începem, da? Sunteți atenți? Da. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Hârbuleanu Adrian. Cine este pentru vă rog? Dar ce vreți? Vezi, Giun? Ai auzit? Cine a fost? Dar acum, vreți că vreți să plec acasă, nu? Dar eu n-am nicio motivație. Pur și simplu așa mi s-a spus. Deci vreau spuneți și nouă cum să ne fac. Atunci renunțați la stabilirea președintelui de ședință în ordine alfabetică. Nu ia să hotărâți. Dați-mi voie să... M-am luat și pe mine. Dați-mi voie să... Dați-mi voie să iei domnule. Doamna consilier, Giurgiu m-a rugat pe mine să o păsuim tura asta. Dacă vreau să te-ați dea... Dar mai păsuim toate. E, na. Mai trece și noi cu vederea. Mai păsuim ori. Până la urmă... Până la urmă... Trebuie să fie local care răspundiți o dată cum și nu știu. Trebuie să dăm fapt și credeți în comunitatea să se mai păsuie. Dacă nu ne dăm demisia, domnul primar, ca să știți foarte bine. Domnule, dumneavoastră... Domnilor consilieri, eu doar v-am expus această problemă, dumneavoastră vă tăi. Nu înțeleg, dar nu e o problemă. Dar ar fi bine să dea și demisia de consiliul local, dacă tot suntem așa. Păi ce facem? Iată, dăm câți reprezentăm cetățenii, dacă nu, gata, ne retragem pe care. Nu înseamnă că nu reprezentăm cetățenii. Asta nu înseamnă că nu reprezentăm. Nu? V-am spus, dumneavoastră hotărâți, dacă sunteți de acord, domnul secretar, vă rog să... Cine este de acord cu ei? Supunem la vot, domnilor consilieri, supunem la vot ce v-am cerut eu, dacă sunteți de acord. Cine este pentru, vă rog? Proiect așa face. Senior, senior, să rămâi președinte al Consiliului Local. Deci asta cu până la urmă. Acum nu vreau vreau ca să ne ce faci? Un loc următorul? Ne-a neculat. Nu, ne-a neculat. Ne-a neculat. Ne-a neculat. Vreau să reprezint cetățenii comuni cu atare senior. Băi, îi spuneam. Lasă-mă, 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 lasă-mă
facă investiții în spădească, că oamenii nu avem un buget de 65 de miliarde de lei, nu ne putem susține salarii Consiliul Local? Deci și atunci nu era bugetul de ei. Și de ce tocmai nu a Consiliul Local? De ce? Că din raportul cu de contul se declară că s-au încasat niște sume la salarii mai mari. Ești curios. Suntem noi și cu aspectul social. Deci curios. De asta vreau să vă întreb. Și trebuia să răspundeți punctual, că nu să vă anume la un întrebat. Ce sumă? De asta vă întreb. Deci, n-am văzut. Ce vreau să vă întreb? Dintr-un buget de 65 miliarde. De ce este tot zero investiții? 77. Nu, tu n-a trecut. Păi nu, 77. Mai sunt 20 miliarde, da. De ce este zero investiții? De ce nu avem investiții? De ce nu avem niciunul? Da. Tot au rămas numai salarii și cu... Întrebare. Domnule președinte, a fost, dacă avem ceva, de unde ta ședința de mare. Haideți să mergem de zonă. Și dacă vreți să discutăm de la mine? Da. Deci îl băgăm la fundul diverții? Da, 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 ok. Nu sunt obiecții la lucrul acesta. Mai aveți ceva de adăugat? Am băgat la punctul diversii ca să rezolvăm problema asta. Hai să supunem la vot procesul verbal atunci. Cine este pentru procesul verbal la ședința anterioară? Să abține cineva? Deci procesul verbal la ședința anterioară a fost aprobat cu 15 voturi. Da. Înainte de ședința. Deci, înainte de a da gestiunii ordinei de zi, vreau să îl propunem urmă să văd dacă nu are ceva să mai spună de la ședința trecută până astăzi, dacă vrea. Și pe urmă să dăm citire la cele trei proiecte care au fost puse pe proiectul astăzi și încă două suplimentare care o să le votăm. O să le spunem la vot, să spunem la vot. Domnul primar, dacă... Bună ziua, dragi consilieri, și bine ne-am regăsit la o nouă ședință a Consiliul Local al Comunei de Județul Bacău. Iată că suntem din nou în efectiv complet, ceea ce mă bucură și sperăm ca tot ceea ce vă prezint eu azi proiecte de hotărâre să fie de bun augur și pentru dumneavoastră și pentru cetățenii Comunei Livezi. Din câte ați observat, o să mai apară două proiecte pe urmea de zi, care la momentul respectiv când am făcut convocările, nu știam dacă o să le pun sau nu, dar a trebuit să le pun pentru că avem unul dintre ele, este foarte urgent, un proiect de hotărâre în care trebuie să votăm devizele estimative actualizate pentru PNDL 1, restul de executat. Și al altul proiect numărul 4, un proiect de hotărâre privind cotizația anuală a societății de dezvoltare intercomunitară a Bacău, adică. Asta o să le discutăm după. Dar vreau să vă spun că în intervalul care a trecut de la ultima ședință, activitatea primăriei a funcționat în parametri normali. Am avut unele probleme cu ploile, cu calamități, dacă putem spune, nu au fost probleme atât de mari. Am avut undeva probleme în care, din cauza colmatării unor șanțuri în zona Bălăneasa, de-a lungul drumului național de DN11, lucrări care au fost făcute în această perioadă, în 2017 am curățat oamenii de la 416 acea zonă. Iată că din nou s-au colmatat și am avut surpriza de plăcută ca apa să depășească aceste rigole și să ajungă în curțile unor cetățeni. M-am deplasat la fața locului la apelul sunat de domnul consilier Busuioc. Am mers amândoi acolo, am văzut care este situația. M-am deplasat la instituție și am încercat să ne facem un plan pentru a decolmata din nou acele zone. Acolo
De când mă știu și de când știu eu și ce cu tine 11, tot timpul au fost probleme. Probleme mari. Cu acordul dumneavoastră și ceea ce văd prezid eu acum, o să facem solicitări la toți cetățenii din Comuna Livez. Și vreau să o fac astăzi în fața Camerei de la Vedere. Să fim responsabili toți în fața proprietăților noastre, să ne facem curățenie. Iar unele nu putem, o să suplimentăm cu cei de la 416, dar nu putem face. Nu putem acoperi volumul de lucrări pentru toată comuna. Problemele au fost și la Brăjoaia, în zona Benedict la Curbă, tot așa, dar nu a fost atât de grav ca la Bălăneasă. În rest, curățenie prin comună, curățenie din cinta primăriei, cu cetățenii de la Poiana. I-am deplasat aici din cinta primăriei și am curățat zona unde avem infrastructura cu scena și cu căsuțele pentru a curăța și a pregăti pentru a putea să vopsim căsuțele, pentru că de-a lungul timpului nu au mai fost vopsite, nu au mai fost și încep să se degradeze. Și este păcat că să le lăsăm să se deterioreze fără ca noi să putem să le îngrijim. Cam atât pot să vă spun. Știu că în această perioadă partidele politice sunt într-o campanie electorală. O campanie foarte importantă pentru noi ca și comunitate, dar ca și națiune. Este vorba de europarlamentarele. Și pe această cale aș ruga ca toți cetățenii din comuna noastră să ne facem datoria de cetățean și să mergem la vot. Să ieșim la vot, să ne exercităm dreptul care ne l-am câștigat prin Revoluția din 1989. Eu urez partidelor politice mult succes în această campanie și în seara de 26 mai putem număra și să vedem cine sunt cei care sunt majoritari în Parlamentul European. Eu vă mulțumesc și vă urez încă o dată, având în vedere că Consiliul nostru este un consiliu politic, le urez succes tuturor partidelor care sunt înscrise. Aici vreau să vă spun că organizația politică din care eu fac parte nu este înscrisă în această campanie. Așa că vă urez mult succes. Și dacă aveți curajul domnului, spuneți și măcar și cu organizația care aveți o politică. Dacă puteți spune. Da, normal. Da, eu fac parte din organizația, am făcut parte din partidul PSR-ul, care între timp s-a desființat, Partidul Socialist Românesc, un partid care în 2016 figura pe listele electorale și în... Așa. Acum v-ați afiliat la desfință. Acum nu sunt afiliat la nimeni. Deci nu aveți nicio formație politică. Păi tocmai de asta v-am vrut succes. Nu am vrut succes. Am înțeles că... Nu, a zis că, având în vedere că Consiliul Local, repet, Consiliul Local este un consiliu politic, nu avem pe nimeni independenți, numai eu și cu Alex suntem... Vă urez succes! Nu mai există, nu mai există. Deci n-a avut și n-a acceptat. Și nu este, nu... Da, domnul, ați înțeles. Tocmai de aceea. Eu atât pot să vă spun, cetățenii, în fața Camerei de Vedere, cetățenii să-și exercite dreptul de a merge la vot, un drept câștigat din... Poate bine. Da. Și vă urez succes. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte, când e vorba de europarlamentar, este necesar ca România să aibă cât mai mulți europarlamentari în Consiliul Europei, ca la vot să aibă câștig de cauze. Pentru că în România mai vin și conturi. Și trebuie și acolo voturi, nu? De aceea eu v-aș sugera să sfătuiți vecinii. Băi, duceți-vă la vot. Votați. Pentru lege, pentru voi, pentru copiii voștri. Deci problema este...
Problema este că noi trebuiește să sfătuim cetățenii care spun, nu mă duc la vot. Dar de ce să nu vin la vot? Lui trebuie primării, lui trebuie poliție, lui trebuie sănătate, îi trebuie magazin, îi trebuie toate astea. Vin de la organe. Și mai ales organele din Consiliul Europei. Deci să sfătuim cetățenii să iasă la vot. Da, am omis aici, am făcut un gestul, am făcut o greșeală. Eu, în persoană, Sorin Vichim și domnul Alin Talaban, suntem din formațiunea PSRO, așa că noi ne considerăm mai în... Alin cel puțin mai în vacanță. Eu sunt implicat că trebuie să duc la deplinire tot ceea ce organizarea pe raza o comunei de vest se desfășoare într-un mod civilizat și corect. V-am zis, nu... Scurt, nu mai e nici pe treabă. Domnul președinte, domnul Alin, să știți că pot fi un prieten foarte bun, chiar și politicul dumneavoastră, dacă tot l-aveți cu formațiune politică. Bun, a doilea mea. Ce vreau să vă spun? Vedeam și pe canalele televiziune și în media în general, nu prea s-a promovat chestia cu referendum. Ba din contră, sunt partide care nu încurajează populația să voteze la referendum. O vă spun din... și nici măcar am înțeles că nici la instruirile care au avut loc acum pentru cei care ocupă posturile de președinte, secții de votare, dacă merg la vot, spune că doar dacă dorești să iei buletinul de vot pentru referendum, nu e obligatoriu. Deci, dacă tot avem șansa, la o dată la 4 ani, să de exprimăm votul în favoarea noastră, că aici nu ne referim la partidele politice, eu aș încuraja în ședința de Consiliul Local, dacă ea va fi difuzată, ca lumea să meargă la vot și să voteze și la Parlamentul European și la referendum, că este opțiunea noastră și dreptul nostru să ne exprimăm punctul de vot. Atât. Deci încurajez lumea să voteze și la referendum. Și o mențiune, domnul președinte, domnul primar. Domnule, ați omis să dați pe post, pe media, tocmai ședința din Consiliu în care eu am fost președinte. Deși n-a fost o ședință grea, a fost o ședință foarte ușoară, domnule, nu știu... La sfârșitul mandatului... Mă așa de nesuportat de nu-mi dați ședința în care a fost președinte, poate vrea să mă vadă mama la televizor. Deci mi-ați promis în repetate rânduri că o să dați toate ședințele din Consiliul Local pe... La sfârșitul mandatului dăm cadou la fiecare, nimic cadou. Mai încă o dată fac apel să-mi dați și din ședința în care a fost președinte. Nu mai întreg, trebuie să zic. Da. Eventual să-mi dați caseta mie, că eu știu de tot pot ca să vadă lumea. Nu, ați promis de fiecare dată că v-ați ținut de cuvânt. Nu prea v-ați ținut. Cine vă împiede, că nu știu cine vă împiede. Tehnic. O fi consilierul mai puternic decât dumneavoastră, vă întreb. Și tot în linia asta politică. Domnule, noi nu mergem la vot să cupăm moaște. Noi mergem la vot să ne exprimăm votul. Am văzut un reprezentant al nostru din cadrul din Comuna Livez, n-am să-i dau nume pentru că știi nume deja, s-a trezit vorbind în fața aparatelor de filmat și au spus că am venit să cupim moaștele. Ei, noi când votăm, nu cupăm moaștele, noi votăm chiar pentru că ne interesează soarta noastră și a României, da? Deci, oameni buni, cei care urmăriți, dacă o să urmăriți ședința de Consiliu, mergeți și nu votăm, nu cupăm moaștele, chiar votăm pentru interesul țării noastre. Pentru că acolo, în Parlamentul European, trimite niște oameni care să ne reprezinte, indiferent de coloratura politică. Da. Aș vrea să-i spun domnului consilier. Eu m-am ținut de cuvânt cu ședințele de Consiliu Local. Da. Toate ședințele care au fost filmate sunt date pe... Numai că trebuie să le și căutăm, cumva. Una la mână. A doua la mână vreau să vă corectez un pic, dacă tot facem discuția asta cu alegerile. Din 4 în 4 ani se votează europarlamentarele, din 5 în 5 ani se europarlamentarele. Și referendumul poate să fie de 3 ori pe an. Nu știu, când stabilești un referendum, se stabilește. Bun, ideea mea a fost ca să știți dumneavoastră cum ce se întâmplă cu un referendum și... Deci este sigur, la 5 ani să aleg europarlamentar, nu la 4. Nu, asta e important. Și nu e important ceva. Și europarlamentar. Nu, la 4 ani. Da. Putem, dar... Nu mai dăm citire.
Mai sunt 3 zile de campanie. 5. Rugămintea mea este să nu mințim lumea. Cum mincea el John Crăciun că dublarea alocațiilor s-a făcut de PSD. Când în Parlament proiectul PNL a fost promovat. Clar. I-am spus să nu mai mintă, că băi, Ioni, cât ești tu de mare, dar te ridic până la nori acum. Da, bun, hai să vedem. Hai să vorbesc și eu, dar nu vorbesc și eu. Am avut diverse. Am avut diverse. Da, aici vreau să vă adresez exact domnului viceprimar Coacă. Deci să nu mai mint atâta, că nu se măresc salarii, nu se măresc pensia acum, nu se fac poduri. Nu a inițiat un proiect în care Surgiu nu a fost de acord cu proiectul cu un pod la Orșa. Deci vă duceți la moara acolo și mințiți că Surgiu nu a avut, din câte știu eu, din cum ești consilier local și cu funcția de viceprimar, n-a inițiat niciun proiect de hotărâri. Ba mai multe sunt eu care am inițiat și pot să nu mai număr în funcția de consilier. Că nu se poate să mințiți așa ceva. Deci eu vă înțeleg că sunteți șofer, dar nu fiți chiar ipocriți, spuneți treaba asta, eu nu vă atac și nu deci, deci spuneți clar că măriți pe salariul și Surgiu nu este de acord să facă pod. Din câte știu eu, domnule primar, aveți un proiect de hotărâri podul de la Orșa, unde se traversează la moară, acolo, la Sandu, unde la Stan, un proiect, a fost într-un de ordine, un proiect. Păi și cum se poate minți să spui la cetățenii așa ceva în campanie electorală când eu nu sunt de acord cu nu știu ce? Acum votăm europeană, nu măcar nu votăm. Nu, nu sunt de lăsați să vorbesc după aceea spuneți. Deci sunt foarte supărat. Deci nu pot să spui așa ceva. Când eu vă enumăr și pe poetica de sfințiații și sunt registrat în comuna la primărie. Deci nici măcar n-am văzut la mare. Domnul, nu este frumos. Nu este frumos. Gata. Deci deci dăm citire proiectelor de. Gata, nu. Bătea pe cămin sus pe stângurile alea. Mi-a potrivit cu ciocanul că era eu. M-am dus cu 5. Erau doi cetățeni străini. Doamne, ce faci aici? Reparăm căminul. Dar ce faci? Păi bate în cui? Aveți cui? N-aveți. Băteu așa ca să audă cei de jos. N-aveu cui, domnule. Îi bătea și cui din dacea. Deci, domnul Lungu, putem începe, da? Dăm citirii proiectului? Intrăm în ședința de astăzi, că avem o grămadă de proiecte dezbătute. Ordinea de zi? Hai să votăm atunci, dacă... Mai aveți ceva de spus? Domnul Surgiu, putem începe? Citim... Păi poate mai aveți ceva. Păi am zis că punem la urmă, să vedem dacă mai avem timp. La urmă, dimineți? Da, la urmă. La urmă, la urmă. La urmă? Da, da. Haideți, proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privire ridicarea bugetului local. Da, da, da. Băi, la urmă, al comunei de județul Bacău, ca anul 2019, deci asta va fi proiectul numărul 1. Proiectul numărul 2. Trage pe dreapta, nu sunt într-o ședință. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a județului Bacău în urma controlului efectuat la OATEC. Haideți ca să vă auzim ce proiect avem aici, dacă putem face. Comuna Livești, județul Bacău. Proiectul numărul 3 va fi prezentarea raportului instituției prefectului județul Bacău privind principalele aspecte ce s-au descris în urma controlului efectuat la Primăria Comuna Livești asupra a activităților desfășurate de autoritățile administrațiilor publice locale. Și vom mai avea două proiecte care sunt adăugate astăzi, în afară de cele trei care erau puse pe așa. Noi două sau trei? Sunt două. Două. Sunt două, două. Și așa, ai pus sau nu? Vă dăresc. Și al treilea care va, da, care va fi divers. Ăla va fi cel mai important. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adib.
Și proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice și asigurarea de cofinanțări cu subiectivul de investiții, modernizare drumurilor de interes comun, comunal în comunale vest, județul Bacău, în paranteză, rest de executat. E pe lucrarea care am început-o după ce am... Da, o să discutăm la proiectul respectiv. Da. Deci acestea vor fi cele 5 proiecte. Acum, pentru suplimentarea celor două proiecte, trebuie supus la vot dacă le băgăm pe ordine de zi sau nu, nu? Domnul secretar. Păi, din sală s-a spus că doriți și punctul 6. Bun, pus punctul 6. Da, divers. Haideți să spune oricum. Nu asta ați și uitat? Da, proiectul numărul 6 care va fi la trecut la punct divers acolo. Va fi și al 6 la proiect. Ce facem acum? Să punem la vot cele 6 puncte acum care le avem. Cine este pentru atunci? Ai zis că a lăsat Gabi vote la mine. Ce știu? Așa, vot. Da. Da, un telefon și vine și da. Începem proiectul numărul 1, da? Citeți proiectul. Deci proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Livezi, județul Bacău, pe anul 2019. Domnul primar, dacă putem... O primi toată lumea acasă. Aceau materiale? Da, toate materiale au primit acasă, plic. Dacă... Ce avem de adăugat la proiectul ăsta, care puteți... Bun, haideți să... Deci... La proiectul numărul 1 ne la proiectul numărul 1. Așa, pe mine, spuneți ceva despre exact de nume. Ce aveți să le spuneți? Curtea din contul e la 2. E la 2. Aici, pentru rectificarea bugetului... La ce să le Deci, domnul consilier, pe scurt, ca să nu stăm mult de vorbă, sunt banii din încălzire la cetățenii care au avut ajutorul din încălzire. Deci, asta vă da, ca să pot poate să vedeți. Îți suplimentar din fondul, da? Da. Bun, și din lumea acesta. Deci, pentru comisie. Hai să vă spun la comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3, favorabil, da? Aș adăuga că orice rectificare, mai ales că este pozitivă, este bunăvenită. Fără nicio discuție. Nu putem să spunem că renunțăm la bani cum o renunța Dragnea la Uniunea Europeană. O renunțați, unii primați. Da, da, numărul 1, da. Da, aici, dacă aveți ceva să-mi spuneți, domnul primar, referim la proiectul numărul 2. Comisie. Comisie. Hai, comisia numărul 1. Votați... Favorabil. Comisia 2. Comisia numărul 2. Ionel. Și comisia numărul 3. Domnul Lungu, aveți favorabil. Bun, acum la discuție, dacă vreți cineva. Deci, la proiectul numărul 2. Privind? Raportul Curții de Conturi, domnul Costa. Domnul primar, v-aș vedea... Constatările care... Domnul, să nu credeați câteva detalii, despre raportul Curții de Conturi. Despre ce s-a întâmplat, ce cum credeți că au evoluat lucrurile de la ultimul raport până acum, care credeți, care, ce s-a întâmplat, chiar dacă noi l-am citit, o facem pentru public. Nu l-am citit din cauza că nu am avut. Deci dați-mi câteva detalii despre raportul Curții de Conturi. Dacă tot să spuneți că ai urmat. Vă rog. În perioada 4 martie, 10 aprilie, Curtea de Conturi și-a desfășurat activitatea în instituția noastră, în primăria Livezi, în speță. Pentru mine, ca și persoană, a fost o noutate, un lucru nou. Nu am mai avut niciodată
ocazia să lucrez, să fiu controlat de Curtea de Conturi. A controlat exact perioada care eu am fost ordonator de credit, deci 2018 la final. Și pentru mine a fost ca idee, deci dacă vreți să vă fac un scurt istoric, a fost un lucru nou, un lucru care, zic eu, de-abia după ce am lucrat cu Curtea de Conturi, am înțeles ce înseamnă administrație. Deci din exterior lucrurile se văd într-un fel. Iar când un corp de control vine și te verifică la niște hârtii, și aici în speță Curtea de Conturi, la care vă dați seama că periat fiecare hârtiuță și fiecare așa, este un lucru nou. Am reușit să învăț și să întreb acești oameni și să mă întreb la rândul lor cum s-au așezat banii, cum s-au cheltuit banii, și nu numai primarul, tot personalul care, din cadrul primăriei, care au efectuat, care și-au desfășurat serviciul aici. Pentru mine v-am spus că am fost un plus. Un plus de ce vă spun? Pentru că am avut ocazia să învăț unele lucruri, să știu cum se fac lucrurile. Ce se întâmplă când primești o factură? Ce se întâmplă când ai un proiect? Cum ți-l lea? Cum dai banii? Cine răspunde? De ce? Unde se duc? Cum se duc? A fost lucruri care pe mine m-a ajutat foarte mult și cred că mă ajută și în continuare. În ceea ce s-a întâmplat la acest control, lucruri față de, nu știu, nu vreau să fac o comparație, dar eu spun per total a fost un lucru bun. Sunt câteva lucruri care trebuia de urmă așezate și o să le pun. De asta v-am și prezentat raportul. Este și pe site-ul primăriei. Este și pe site, eu am prezentat și vă prezint tot raportul Curții de Conturi. Tot. Mă specuiesc absolut tot. Ceea ce trebuie să fac eu de aici încolo, când ești ca și ordonator de credit, trebuie să reglez ceea ce nu au fost făcute. O parte trebuie să fac niște recuperări de sume la niște angajați. Dumneavoastră ați văzut, nu vreau să dau nume. Dar nu vreau să dau nume, nu vreau să intru în detalii, dar lucrurile trebuie să duse la îndeplinit. De aceea și noi, ca și dumneavoastră, ca și Consiliul Local, eu ca și reprezentant sau în administrație, e bine să știm, să avem o transparență. Și am cerut acest lucru din prima zi de când am venit, să avem transparență, chiar dacă unii mai spun că nu, poate mai greșesc eu, sau poate, dar nu încerc să bag sub preș problemele care sunt. De ce vă spun? Curtea de Conturi este organul care ne verifică. Venea cineva și spunea, domnule, vine Curtea de Conturi și ce o să faci? Nu! Este foarte bine că ne verifică. Știm și noi cum stăm. Chiar dacă poate greșim, că nu-i nimeni să nu greșești cumva, dar greșești puțin, le poți remedia sau le poți... Nu le lăsăm ca să se acutizeze sau să facem greșeli din ce în ce mai mari. De ce v-am zis? Nu vreau să fac comparație, dar suntem ok în această perioadă. Mai sunt câteva lucruri care trebuiesc aduse, rectificate, eu vă garantez că o să le duc la îndeplinire fără nicio reținere. Dacă aveți punctual să-mi puneți întrebări, nu știu, poate sesiza ceva sau poate vreți să... Am trebuit la mânt, pentru că dacă sunt schizat pe site... Este postat pe site. Este postat, dar acum materialul puteți să luați și dumneavoastră. Spunea și materialul, dacă să puteți să mă provoacă colegul, da, deci... Sunt consilier local, nu puteți citi site-ul. Puneți materialul că îl votez, eu îl caut să mă și abțin, nu pot să votez ceva când am materialul să-l studiez. Eu îl votez, eu nu stau orice cetățean să văd pe site-ul și să-mi dau cu părere. Eu îmi dau cu părere în consilier local, de asta sunt consilier local. Atâta ce nu mi-a spus la dispoziție, ce să votez? A fost în regulă, în neregulă cu controlul Curții de Conturi. Aprob ceva ce nu știu cine el. Hai să fim serioși. Nu? Am cerut la toți, nu mi-a dat nimeni. Nici nu l-am, nici măcar acum nu mi-a dat nimeni. Am cerut. Nu l-am, eu nu l-am, nu mi-a dat. Ia uitați că nu l-am nimic. Și doamne. Hai, o să chestia domnul Costa, nimeni. Deci, haideți să vă spun, nu, haideți să... Mie îmi place să fim... Că nu e ceva la lumea, trebuie să citesc și eu să văd ce e acolo, nu? Deci tot de una... Nu, dar nu e o problemă de asta. Nu pot să aprob ceva când nu l-am să mă bătrânesc să-l citesc pe site. Dar să votăm după aia. Deci votăm după aia? Votez după aia, nu? Clar. Nu, avem mai multe, sunt domnule. Nu, eu l-am cerut, nu l-am. Deci
Dacă îmi permiteți, domn președinte... Și eu să-l șușească, da, mă, le iau acasă, e normal să-l iau, nu-i normal. Uitați-i, nu te dar nu am spus cum să da, și asta rămâne la brasă, ce zice, nu trebuie să ne acum să fiu sincer, că îmi place și dreptatea asta până la urmă. Să fiu sincer, concluzie. Decizie. Nu mai am. Un proiect? Dar nu, că să nu simplu să pe ordinea de zi, pe ordinea de zi, la un moment dat, domnul secretar a trecut acolo că raportul curse de conturi, fiind destul de voluminos, ne invită cei care suntem interesați să citim la primărie. Eu vă spun sincer, eu am venit la 9 aici și l-am citit de la coadă la coadă. Da? Sincer, eu l-am citit, da. Ca să fiu corect, că nu se poate altfel. Chiar vreau să chiar fac și eu ca domnul Sorin, chiar am fost și eu curios de cum arată un raport de la cap la coadă. Și acum am văzut. Eu l-am citit. Și chiar mai știu și ceva amănunte, dar cine este interesat, are să citească. Corect. Da. Da. Domnilor, în ce privește volumul ăsta de al raportului, eu am fost încă de ieri la domnul secretar, am luat acolo e altă ședință. Acolo e altă ședință. Sunt două ședințe. Cine e președinte acolo? Domnilor, m-am înscris la cuvânt. Dați-mi această ocazie. Eu am fost de ieri, fiind mai aproape aici de primărie, am citit raportul. Sigur, dacă e vorba de atâta volum, n-are rost să facă o cheltuială când noi putem să ne deplasăm să-l citim aici. Bun. Dar vreau să vă spun altceva. Din raportul Curții de Conturi, nu critic raportul, lipsește ceva care atinge legea. Dânșii au cercetat toate compartimentele primăriei și au pus concluzii. Dar, în ce privește decizia în alte curții de casație și justiție care nu permite unui angajat condamnat dublu de două ori demis din primărie, de prefectură, nu l-au întrebat și noi am sesizat cei cinci consilieri care au fost în audiență la domnii lor în primele zile la raport, că se ocupă o funcție ilegală. Johnny Crăciun nu are dreptul să ocupe o funcție plătită de la bugetul de stat. Nu are dreptul. Și iată că o ocupă. Și noi dacă am sesizat curtea a fofilat-o prin prejur, prin stânga, prin dreapta și n-a suflat o vorbă în raport despre această ilegalitate. A vorbit că a încasat nu știu ce, că e mai mult. Asta e problemă financiară, nu e compartimentul. Eu nu sunt comisia de buget finanță. Dar problema legalității trebuia verificată mai întâi de Curtea de Conturi. Fiecare salariat merită, e șofer, are carnet, e angajat pe mașina școlii, are carnet, merge. Ăsta la altare studii pentru contabilitate, merge, n-are de la afară. N-a făcut curtea așa ceva. Deci, domnilor, propun, am dat aviz favorabil, propun un supliment la acest raport care să ne-l trimită și la o ședință următoare să ne spună ce e cu angajații care interzice legea să fie bugetați. Să ne răspundă. Adică umblăm cu probleme politice aici așa, că bugetul nu ține cont de politică. De ce? Păi dacă era consilier personal și primarul nu are nevoie de consilier personal, că are destul creier, Besunțul nu are deloc și alte primării. Dacă era un consilier personal primarului de la PNL, îl rădea afară. Dar dacă de la PSD l-au lăsat acolo. Asta este nedreptate făcută de Curtea de Conturi. Eu am stat de vorbă cu șeful ANAF Onești și mi-a spus clar, trebuia sesizată prefectura. N-a făcut acest lucru.
Domnul primar, aveți aproape 3 ani de când conduceți. Eu nu cred că vă trebuie încă un creier lângă dumneavoastră. Că problemele de administrație publică care o faci, aveți compartiment, contabil aveți separat, secretar aveți separat, aveți oameni cu studii care privește compartimente. Eu nu cred că o persoană care nu are obiectul muncii să stea în mod parazitar pe bugetul comunei Livezi. În mod parazitar, 77 de milioane de lei pe lună. Iar șoferul care are răspunderea a copiilor în traficul ăsta infernal, duce copiii prin pericole la școli, îi aduce la înapoi. Are 1400 de lei și John Crăciun 77 de milioane de lei vechi. Este o pagubă pentru comuna Livezi. Și mă întreabă pe bun dreptate, oameni, dar ce mai face ăla acolo? Și eu răspund, taie frunz la câini. Asta e. Nu are obiectul muncii. Degeaba să încearcă acolo o fișă de posturi, că mai duce o fișă dintr-un birou în altul, că mai stă de vorbă cu un rom, că nu știu ce. Îmi pare foarte rău. Primăria nu trebuie să cheltuiască bani în plus. Primarul de la Berzunț a spus că mai bine fac un pod cu miliardul ăla decât să mai pun unul lângă mine. Într-adevăr, Gigi Becali a fost consilier parlamentar european, n-are el flerul, a luat consilier, dar îl plătea din buzunarul lui. Domnul Ichim nu-i trebuie așa ceva. Nu-i trebuie. Și mai are și 15 consilieri aici. Banii încheltuiați în plus. Domnilor, că cineva a dat o hârtie că are dreptul, acel om nu știe sau încalcă decizia în alte curți, care spune că nu au dreptul să fie bugetați cei care au condamnări penale. Și John are două definitive. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun acest lucru și cer curții să răspundă pentru ședința următoare, să se uite pe internet și să ne trimite ce e de făcut. Ori să modifice organigrama, oricum știu în spiritul legii. Da, am vrut să vă mulțumesc, domnul primar, pentru onoarea care ne faceți cu aceste scaune. Într-adevăr, forul conducător, ca să mai exprim în termen vechi, al comunei și în toate orașele, e consiliul local. E la sigurul democrației. Faptul că ne-ați adus niște scaune care noi trebuie să le păstrăm, pentru că sunt obiecte publice și sunt ale noastre. Și au costat bani. După cum știți, 100 și ceva de milioane. Așa. Deci eu vă rog să ne comportăm cu obiectele ca atare, ca și cum ar fi la noi acasă. Mulțumesc că le-ați onorat cu scaunii bune. Mai cădem jos. Mulțumesc de apreciere. La ultima parte care dumneavoastră a spus-o în legătură cu mobilierul, era necesar ca și în sala noastră de ședință să avem un confort decât omenesc și ok. Ați văzut, în ultimul timp cu scaunul era o problemă și a trebuit să cumpărăm scaune noi. Sper să avem grijă de ele. Sala de ședință. Sala de ședință este încuiată. Nu mai intră oricine decât dacă se întâlnesc ședință. Ședință de consiliu local, ședință de lucru sau nu. Și oficieri de căsătorie. Da. Înainte de a trece la punctul 3, domnul Costea... Dar vă rog dacă se poate punctual. Din tot raportul Curții de Conturi, dați în două aspecte pozitive și două negative. Care a fost constatate de Curții de Conturi. Vă rog frumos. A spus că ați avut de ok, super. Aveți legitimitatea de a spune două lucruri bune și două rele. Atât, noi nu vă cerem. Deci, eu vă spun așa. Au fost multe bune și foarte nu rele. Deci n-am niciun lucru rău. Deci când vorbim de rău, este un lucru care te trage. Un lucru care trebuie aduse la... Am de... Deci la pozitiv sunt foarte mult. Deci vă dau negativ. Deci dacă vreți să vă dau negativ, vă dau negativ două. Pentru că am foarte multe pozitive. Două spuneți. Deci haideți să încep cu negativul. Am de recuperat niște sume de la angajați,
care trebuiau făcute. Da, două exemple. Nu, nu vreau, deci nu vreau să întreb pe persoană. Dacă îmi permite. Iar restul, dacă vă uitați la toate capitolele, sunt pozitive. Mai dați un negativ. Mai dați un negativ. Păi nu, asta cu recuperarea de sume, sume la două persoane. La bine? Două. Nu dau nume. Nu dau nume. Deci dacă îmi permite și v-am cerut. Nu. Adică sunt niște lucruri în interior și nu îmi permite. Adică sunt lucruri care trebuie recuperate. Eu vă garantez că o să le duc la îndeplinire. Iar restul sunt lucruri pozitive. Licitiți dumneavoastră și găsiți acolo. Da, domnule, au fost niște probleme care nu sunt penale. Mărunțișul. Nu. Deci în momentul... Deci ascultați că dacă vorbim de rău, găseați în curtea de conturi, deci la curtea de conturi. Deci dacă vorbim de lucruri rele, ce mi-a cerut domnul consilier, de așa trimise spre DNA sau spre alte forme. Deci nu sunt. Vorbea constată. Da. Deci ești și trimit. Deci constată și trimit. Sunt organic de control. Deci în momentul când a constatat că sunt depășiți de anumite lucruri, dă să verifice altcineva. Și aici sunt alte organe. Deci nu avem așa ceva și pe această cale sunt... Da. Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 coacă, da? 14 voturi pentru, nu? Da. Așa. Cine este împotrivă? Împotrivă nimeni. Cine se abține? Eu mă abțin. Domnul consilier Surugiu Daniel. Și justificat. Nu am avut materiale. Nu i-a dat acum, o să-l citez. Da. Trecem la proiectul 3. Da, la primărie. Trecem la primărie. Da. Bine. Bine. Sănătate. Da. Aprobat cu 14 voturi de drumul și cu o abținere. Deci noi de fapt am avut două. Păi, să zic că și de-a o citesc ca să putem o spune. Deci l-am adaptat. Am luat la 2 și la 3. Aici e prezentarea la 2. La 3 raportul de citire. Hai să dăm citire la proiectul numărul 3. Deci, prezentarea raportului Instituției Prefectului Județul Bacău privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului efectuat la Primăria Comunului Vest asupra activităților desfășurate de autoritățile administrației publice locale. Noi cumva am discutat acum la proiectul numărul 2, cred că și prezentarea la proiectul numărul 3. Da. Dacă aveți ceva să mai... Dar nu-i proiect, asta e prezentarea care... Da. Hai să... supunem, nu? La vot, nu? Să trebuie să avem apenit informații despre nu se cere. La cunoștință toți, ați citit despre ce vorba. Mai e ceva de adăugat acum cu legătură cu proiectul numărul 3, nu? Am adăugat. Deci trecem la următorul, la 4, nu? Da. Păi, nu-i proiect, e prezentarea asta. A fost o prezentare la numărul 3, a fost prezentarea referitoare la proiect. Numai proiectul de hotărâre se cere. Deci domnul Surugiu a fost o prezentare. La numărul 3. Acum urmează proiectul numărul 4. O prezentare la practic numărul 2 și numărul 3 au fost excluse. Asta și număr. Prefectura consfințește raportul curții de conturi și atunci acordul trebuie să-l votăm și noi. Păi gata. Îl votăm. Deci aveți ceva de adăugat la prezentarea asta? Nu, la 2 am făcut. Asta era numărul 3. E prezentare la numărul 3. Așa, e prezentare. Vreți să mai adăugăm ceva? Vreți să discutăm ceva despre prezentarea asta? Păi nu. Atunci să punem la vot. Hai să punem la vot, dacă sunteți de acord cu prezentarea asta. Cine este pentru atunci? Cine este pentru? Claudiu, vrei să... Ce ești pe votul pentru? Trecem la punctul 4, da? Da, trecem la proiectul numărul 4. Asta e cu Adina. Deci proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC. Da, să vedem dacă avem ceva de... Hai să trebuie cu comisia numărul 1. Comisia numărul 1, favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia 3?
favorabil cu mențiunea că programul ăsta cu cotizarea e din 2014 până în 2020. Da? Cotizații anuale, date de primărie. Bun. Din 2014, uitați-vă pe plăcă. 2014 până în 2020. O trecut 2014, 15, 16, 17, 18, suntem în 19. Cotizăm, dar nu a făcut nimic pentru noi. Pentru ce e cotizație? Cum justifică banii ăștia? Cu ce? Cu promisiuni? Că vă dezvolți, vă fac, nu știu ce, n-a făcut nimic. Mai este un an. Dar nici nu scrie în proiectul ăsta acum că, începând cu data de la, fac la levez următorul lucru, că ați plătit 5-6 ani la rând cotizații. Deci eu mă opun ca să mai plătim cotizații unor instituții care nu fac nimic pentru noi. Iau bani și nu fac nimic. Adică mulgi oaia, dar nu-i dai fân. Da. Aș vrea să, dacă mă vine domnul președinte, da, domnul Lungu are dreptate, așa este. Dar trebuie să spun un lucru, că sunt comune în județul Bacău, care urmarea acestui adic au realizat niște obiective. Numai noi, comunal invest, n-am realizat, pentru că n-am avut oameni care să ne reprezinte cu seriozitate și să implementeze proiecte care alte comune le-au... Alte comune au beneficiat de astfel de proiecte. Noi, comunale, nu am beneficiat de proiecte până acum, pentru că ne trebuie și oameni care să-i intereseze. Dar noi am avut alte probleme de rezolvat în comunale, vezi. Ale care le știe toată lumea. Este motivul pentru care noi n-am reușit să accesăm fonduri prin această asociație. Dar ei, ca instituții... Dar ei, ca instituții beneficiare acestor bani, a venit și să spui, băi, primarul, nu primești să facem luptare? Și el spunea, da. N-a făcut nimic. Domne, și PNDR-ul e o poveste pe țară, domne. Ne duce cu Fofârlica. E proiectul lui Dragnea. Numai Adisul face ceva când ia gunoaie. Așa, când e cazul, că este probleme. Dar Adipul n-a făcut și nici nu va face nimic. Este o instituție căpușă. Da. Spune, domnul. Da. Ce vreau să spun? Acest Adip ne ia doar numai banii și îmi trimite niște hârtii ca să poată să ne respire nouă proiectul de apă. Noi am inițiat niște proiecte, mai mulți 5 consilieri, care majoritatea consiliului local le-a respins, au majoritatea asta în treaba, ne-a pus în nas hârtiile aceste de la DIP că vor face extindere de apă, că vor face multe, dar doar numai vorbe. Vorbe și noi dăm cotizații. Deci, primul ne-a respins nou proiectul pe motiv că ei vor face extindere. Dezvoltare intercomunitară. Deci m-a minciut. Peste 200 de ani. M-a minciut. Nici atunci. Minciut. Nu, domnul Zuruci, nu sunt minciuni. Omul, hârtii. Dacă nu faci proiect, fă proiect. Hârtii, domnule. Dar elegiul cum a făcut? Elegiul cum a făcut? Noi am făcut. Dacă Consiliul Local, majoritatea nu a votat. Ne-au respins, domnule, ăștia care se lasă după respinsii și salarii. Uite, ne-au respins. Așa vorbesc la oameni. Eu dacă nu iau o ghicitoare, îi plătesc și îmi spune și trecutul și prezentul și viitorul. Dar aici nici una, nici altă. E bine în Consiliul Local, nu se spune la ce pățin că vedem ce facem drumul. Poate? Domnule, mări pensii și salarii. Domnule, discutăm și cu pensii și salarii aici în Consiliul Local. Hai să punem proiect. Pensii și salarii. Asta e treaba noastră. În campania să-ți vorbim. Pensii și salarii. Pensii și salarii. Și nici măcar nu au votat nici pâini. Oameni. Schimbi-mă. Păi nu am văzut ce-a spus, că noi acum votez, eu participă la europarlamentare și am făcut pot. N-auziți? Da, mai au dumit. Eu nu măresc prin zis salarii, ala-i treaba. Păi da, chiar nu ne rușim să vorbim de probleme noastre, comune, nu de probleme guvernanțe. Cine este pentru proiectul ăsta? Cine este pentru proiectul? Eu mă abțin. Eu să mă abțin. Dacă tot s-a votat domnul primar, v-aș întreba cât îi cotizează un minimez? 10 mii. Dacă tot s-a votat. 10 sau 20. Așa, informabil. Ia să vedem acum cine este, am numărat 10 voturi pentru. Pentru? Sper să nu fie greșit. Cine este împotrivă? Bun, acum împotrivă nimic. Abține. Să vedem care, trebuie nominalizat. Așa. Și o iau de la domnul președinte. Domnul Adrian.
Ia, numărei cu te-o. Care mai sunt abțineri? Să ridice mâna. Surugiu. Și mă trebuie faptul. Fiindcă ne-a dat niște hârtii în nas, când îi face extinde de apă și ne-a mințit. Deci îți duie. E nimeni care ne-a dat proiectul nostru. Să-l facem fel de urmă. Domnul Lungu. Domnul Lungu, vă abțineți? Abținere. Da. Domnule, era vorba de canalizare la vedere. Care nu v-a abținut niciodată. Costea. Abținere? Eu? A, nu. Eu am spus în felul următor. Cu ce așa? Pentru că sunt comune care au reușit să implementeze proiecte în beneficiul cetățeanului. Domnul, da. Domnul Costea, vă dau acum un exemplu. Mă abțin datorită și vă fac și cunoștințe, deci cauză mă abțin. Mă abțin datorită faptului că am avut o discuție cu niște persoane la nivel la macro și a spus noi, Comuna Livez, nu am pus pe rol, nu am înaintat niciun proiect. Din contra, noi Consiliul Local în număr cu 5 consilieri am avut proiect așa, dar Consiliul Local nu a votat pentru. V-a spus că vine PNDR-ul. Da. Din cauza asta mă abțin. Aveam și bani. Nu am votat. Ai votat și nu e sub. Cine vă... Claudiu Ghinețu mai abține. Să vină și Vicin să vădă. Domnul Surugiu. Domnule, dar eu aș face o întrebare aici așa la urma ședinței. Că urmează închiderea ședinței, nu? Domnule, nu vă este milă de Radu Mazăr că l-a adus cu escorta? Ce dragă vreau! Cu lunetiști pe deasupra să nu-l furi o pășanță, nu-l furi! La ce plac punctul ăștia de zi? La urmă! Deci să vă fie milă și de săracul om. Adică de ce-a pus lunetiștul ăsta acolo? Ce mai face? Să nu blocheze oprișan sau alții ca el? Să nu blocheze duba aia, domnule, ca să-l furi, ca să-l ascundă? Dar domnule, le-am pierdut pe dragă cu el. Da, deci, nu, dar îmi pare rău că nu le-au adus și femeile alea negresele alea cu mâini astea mari și cu buzele groase. Că lui îi trebuiesc aici. Da. Deci proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Domnul, haideți să... Da, mai stai o oră jumătate după mine. Să dădească! Să vezi hotărârile. Eu iar nu trece la macro, mă duc la uniștri pe aici. Deci, dăm citire la proiectul numărul 5. Domnul, vă dăm citire la proiectul numărul 5, da. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes comunal în Comuna Livez, județ Bacău. În paranteză, rest de executat. Deci, hai să dăm la comisie. Cum, comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia 3. Da. Hai să vedem ce avem de adăugat aici. Cine vrea să... Spuneți domnul Costa. Eu așa bun. Vă spun. Mă aleză domnului Sorin, pentru că micile... El tot nu a fost absent. Și chiar n-aș avea ce să-l întreb. Pentru a informa cetățenii din Comuna Livez dacă o să dați ședința pe post, pe media. De când a început acest program... Era dat o cu răspunsul. Vă rog. M-ați întrebat după dizații, după dimineața. Da, n-a spus. Cât? Așa, ca să se știe, da. Așa. Bun, hai să... V-aș întreba, când a început acest program pe NDL 1? Așa. Vă rog să ne spuneți ce înseamnă PDL 1, ce s-a făcut și mai devreme.
ca să știi toată lumea din comunal vezi. Când a început programul? Știu eu că vă spun eu că programul e votat, nu? Da? Propus și vă spun eu. Dar vreți să vă spun Nu, vă spun eu, când a început, când a început orientarea, nu e foarte important. 2014. Ce am făcut din 2014 până acum și ce mai trebuie să mai facem? Am plătit cotizații, domnule. 2014, domnule. Până acum ce s-a făcut? Nimic. Deci, cum să vă rog, vă rog să spuneți. Deci, din prelele 1, că sunt prelele de asta, care se duce bă, în asta. La domnul consilier Rusuiesc. Ulița Bisericii, nu, și ulița Moșii, și am gândit la așa. Da, la Totor. Asta e Riga. Riga. Pagă Bureanu. Da. Deci, asta este prelele 1. Bun. Diferența? Care deci tocmai aici avem noi problema. După cum bine știți dumneavoastră, această lucrare a fost începută de o firmă, de o firmă se numește Teldor. Da. Diferență. Nu, nu Teldor. Vă rog să fiți atenți la aceea. Teldor. Nu știu. E altceva. Teldor. Uite că domnul Surugiu, perioada era și zice așa. Teldor. Acea lucrare, deci singura, din ce știu, din ce am urmărit acum fiind, mi-a venit mie onoarea să rezilez contractul cu ei pentru că nu duceau la îndeplinire, luau subcontractări și tot felul de exerciții din astea de a păcălii lumea. Au dus-o până într-un punct cât au putut păcălii, au mers cu subreprinză pe la Bacău, au căutat oameni de aici, au primit banii și nu le-au dat banii și la un moment dat s-au împotmolit. Acolo domnul Surugiu poate să ne spună și mai multe, pentru că și el era, știe ce s-a întâmplat, ce greutăți s-a întâmplat cu acea firmă. Pentru că, nu este o bucurie pentru nimeni. Lucrurile astea, dacă s-au întâmplat așa, nu-i din cauza administrației, nu-i din cauza celor care erau în funcție în momentul respectiv. Din 2017 am reziliat contractul. Am reziliat contractul cu ei. Era dusă în proporție de 60%, spun ei, lucrările. Asta spune și proiectantul și cu dirigintul de șantier. Iar restul de executat s-a făcut procedura de licitație, de achiziții, licitații și au câștigat o firmă din Bacău care trebuie să ducă. Care trebuie să mai facă ce? Păi mai pe ei, nu. La restul de executat. La restul de executat. Și au de terminat podețele, au de terminat rigolele. Deci nu avem rigole. Acum. Au de restul asta. Codeții. Deci, ceea ce înseamnă stratul de asfalt este turnat peste tot. Deci asfaltul este turnat. Iar restul, brigole, poduri de... Așa sunt în continuare. O parte sunt. Păi tocmai de asta facem. Proiectul de astăzi este pentru a actualiza prețurile. Prețurile, că după cum bine știți, s-a crescut salariul minim și nu mai poate, constructorul nu mai poate să încadreze cu banii care are. Asta votăm noi. Da. În urmă, are contractul cu drumul ăsta. Teldorul ăsta. Bugetul primăriei de a avut suferit? Și dacă sunt, spuneți, ce buget sumă? Nu. Deci, da. Nu. Deci numai la urma și din o finanțare și la noi peste la noi. Pentru că noi veneam cu păcă parte. Da. Deci dacă vă uitați bine în deviz. Avem 161. Deci avem 36 pe proiectul inițial. Pe așa, acum avem 161. Dar să sperăm domnul primar că măcar în mandatul altui următor primar să se termină lucrarea începută de 10 ani pe nimica. E vorba de câțiva kilometri de asfalt, care n-a reușit în două mandate și mai bine să-l termină. De fapt, aici ne aflăm noi astăzi. Lucrări începute de ani de zile și neterminate. Tot în ideea de a mai minți oameni. Astăzi votăm un păstru local de vizul actualizat, că vizul în Mister și după aceea domnul Europei. Așa. Dispoziția de centru. Dar pe mine s-a primit asta, ia să am și gătit-o și am pus o suplimentar, că n-aream nici cu 5 minute, trimisă din proiectare. Și podul ăla la Gabi Coacă, care tu vă bateți pe el? Când? Care îți face în campanie. Care face în campanie. Dar nu o să faci când? Când? Numai nu știi, cum n-ai? Noi nu știm. Numai eu noi știm când avem podul pe Valea Reliviez, ba asta știm. Eu primar. Bugii, nu se dezumează să devină momentan. El e în campanie electorală. Facem campanie, dar nu așa. El vrește pensia de astăzi. Lasă-mi.
proiect. Hai să spune la vot pentru proiectul orice și este pe el asta e... Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Are cum aici? Aici, aici, aici. Deci, cum? Acum trecem la proiectul diverse, punctul 6. Dați-mi voie să încep eu ca să vă dau startul, că... cred că de aici nu mă băgați cu mine, v-am spus că eu n-am... Deci vă dau start. Eu sunt de utru și doar... Încearcă să acum subiectele, deci știute ca să nu mai pun întrebări. De acum o să vă pun eu întrebări. Cum stați cu campania? Cum ați convins oamenii? Trebuie să propun în cașul deci a fost o ședință în care eu cred că am făcut-o omenești și civilizată, cu întrebări, cu răspunsuri, cu critici și cu tot ce trebuie. Așa este un consiliu local. Am impresia că de la scaunele astea începem și noi să... să vedem lucruri și să putem duce o discuție. Dacă v-ați întrebat cum stăm în campanie, da. Vă spun eu. Unde sunt minciuni în sate, alții ne-au rupt bannerul. La intrare, dincolo, la Nela acolo, la Bejenaru, ne-o tăie bannerul. Așa o înțeles el democrației. Știu și persoana care îi. A fost cândva liberal și acum e în PSD. Ieri am găsit adeziunea. Să știți că eu am urmărit cu agenții pavodală, din comună. Am văzut că avem puse prin lege, sunt zone unde indiciere și trebuie să avem să, ca fiecare partid să-și prezinte candidați. Să știți că sunt și amenzi, dacă nu se foarte, foarte civilizat. N-am văzut să-i mășgălească, să-i... Poate e din... Asta înseamnă de interes oamenilor față de politicieni. A, nu e adevărat. Bă, nu este dezinteres. Să nu credeți dumneavoastră că cetățenii nu știu să voteze sau... Faptul că nu se mai dă, nu avem, nu suntem implicați. Dacă ar fi la implicați... Da, dar... Deci nu este implicați. Nu, eu... Cel puțin, din punctul meu de vedere, este un lucru civilizat și un lucru corect. Omul se duce pe de acolo, votează dacă vrea să vină la vot, vine dacă nu este nimeni obligat. De ce vă zic? Așa se face politic. Dar fiecare vine și spune că ăla face podul mai lung, mai scurt. Cetățenii trebuie să înțeleagă. Într-o campanie mai vin și aia cine. El face podul. Că ăla altul nu vrea. Înțeles că el vrea și are hârtiile și proiecte, dar nu vrea. Duminică ne-a maroc, domnul Surugiu, și m-a dat sfârșit. Duminică ne-a maroc, îmbrăcați în roșu, oară lui Putin. Cine, domnule? Au tăbărât pe mine și mi-au băgat aici afișul PSD. Așa. Și mă tale dă mai departe. Eu i-am replicat. După ce ați distrus platforma industrială Onești, Buhuș, unde lucrau 1.500-2.000 de femei, Brașov, tractorul, autocamionul Brașov, unde putea fi modernizat. Dar toată industria României a terminat-o, mai vreți voturi? Mâncă, mai vreți voturi? Nu vă este rușine! Ninorociți țara! V-ați îmbrăcat în roșu să vă vadă Putin? Și crăvețele lor sunt cu roșu, la semn de comunism urmaș! Stimați colegi, după cum știți, bine știți, fiecare dintre noi suntem consilieri și avem și drepturi și obligații față de comuna. Având în vedere că și cetățenii comunei au și drepturi și obligații, noi ca și instituții, așa, ar trebui să-i subvenționăm, să-i ajutăm și noi pe ei, cum ei ne ajută pe noi, cu voturi, îi reprezentăm, unii mai puțin, alții mai mult. Ce vreau să vă zic, dacă mergeți în comuna Livez, nu cred că este în zona noastră comună cum este comuna Livez, cu drumurile așa, de oribili și distruse. Cum este Valea Rea, Bălăneasa, poduri, nimic. Doar eu pot să vă zic, Orășa, doar eu pot să vă zic că datorită faptului că circul zi de zi în comuna asta, mă lovesc tot felul de oameni și îmi spun, bă, că nu face asta, că vine primarul, vine ăla și în campanie și face... Și am zis, mă, faceți poze cu el, că de asta a spus până acum, el ne-a condus până acum, dar nu știu, nu înțeleg un singur lucru. De ce nu faceți și noi ceva, domnul Sorin? Așa. Vine pe RDR-ul? Nu se mai poate circula, domnul. Nu se mai poate circula. Nu putem să zicem că
Toți suntem de vină. Dar unii dintre noi trebuie să ne luăm atribuțiile care cine ne-au depis aici, trebuie să facem ceva pentru comuna asta. Să fim uniți. Doar de asta. Mai ales în ultima perioadă, ca să vă zic sincer, tot am dat telefon. Eu și cu ploile astea, am sunat BAPI 1, BAPI 2, am sunat și pe domnul Sorin. Am sunat și pe domnul Gabi Coacă, având în vedere că știam foarte bine că viceprimarul este viceprimar. Răspunde la tribut, da. Păi stai un pic, domnul Busuioc, să-l sun. Era niște inundații la Bălăneasa, știți foarte bine. Stați un pic, domnul Busuioc, că sun pe domnul Crăciun Gioni. Ce faci, mă? Dar eu am vrut să sun la viceprimar, azi, domnul Gabi. Cred că am greșit numărul. Și mi-am dat seama că domnul Gabi Coacă nu este viceprimar. Dar știți nu e. N-am știut, eu nu știu. Dar ce reprezintă omul ăsta, domnule? Domnul Ichim, ce reprezintă domnul consilier ăsta personal de plătit? Ce reprezintă? Îi dăm numai bani, chiar nu faci nimic pentru comuna asta. Nu! Și la un moment dat a venit domnul, cum? A sunat domnul Sorin Ichim, a venit, acum s-a deplasat, a văzut despre ce e vorba, știe și dânsul ce s-a întâmplat, e tot ok, dar mă simt jignit și umilit. De ce ia salarul? Că cine... No. Gabi Coacă, spune! Domnul, înțeleg, viceprimarul este ales, dar viceprimarul trebuie să-și ia atribuțiile. Eu n-am nimic personal cu el. Eu, dacă nu pot să duc o funcție, îmi dau demisia. Eu personal îmi dau demisia, dar nu pot să duc la bun sfârșit ceva. Dar, domnul Sorin, cine mă deranjează chestia că tot timpul stăm bapi pe o masă, bapi acolo, bapi? Unde e domnul viceprimar? Lasă-mi la treabă, lasă-mi. Ce am să fac cu el? Este o coaliție de domnul Vici și domnul personal al domnului primar. Eu nu înțeleg, domnul poate reprezinti pe orice cine, mai ales acum amenea văzut că să ceartă unii cu altul, să facă care mai de care. Nu, domnule, nu-i frumos la adresa comunei noastre sau după foarte... Pe internet am văzut. Niște porcării. Dar vreau să vă zic un singur lucru, domnul Sorin. Noi reprezentăm cetățenii. Și hai să-i reprezentăm cum trebuie. A zis de scaune, am adus scaunele astea, dar sunt unii dintre noi care chiar nu le merităm. Nu le merităm, domnul Sorin. Vă zic un singur că nu le merităm și ar fi bine să ne vedem pe treaba noastră. Nu ridicăm mâna aici de proști. Mai țineți minte? Am depus proiecte împreună cu 5 consilieri. Știți foarte bine despre ce este vorba. Înțeleg? S-au respins. Normal că s-au respins. Nu alea ați respins poate dumneavoastră. S-au respins majoritatea. Noi nu suntem majoritatea. Încercăm să facem și noi ceva. Dacă putem. Dacă nu, ce să faci? Domnul Joc, pentru că suntem la diverse. Domnul Sorin, cu ce să facem, domnule? Am investit acum 2 ani de zile și am cumpărat un burdo excavator care acum ar fi fost util să meargă, să rezolve problemele care știm prea bine că avem foarte multe drumuri. Așa? Și nu e burdo, cum nu mai vine? Nu lua cineva de ce că domnul Sorin, reparați ca să fie minte. S-a rezolvat. Unde-i, domnul Sorin? Tot pe drum, pe la Bezlut sau pe Valea Neagră. Putem să spuneți că am fost pe acolo. Când mergea, a fost Valea Neagră, dar vă spunem. Da, unde a fost el? Domnule, a fost. Păi dacă v-aș întreba acum și o să fiți sincer cu mine. Nu, domnul Sorin, nu, spuneți-mi și mie, cât venit a adus buldo ăsta în primăria asta în afară de venitul care s-a ocupat de o prezentație? Cât venit a venit? Noi am notat aici cu ora, plata cu ora, a venit altul venit, că pe el am dat familia 400. Nici n-am răbuit banii care i-am dat. Asta e problema noastră. Eu nu vreau să acuz pe nimeni. Nu vă zic nimic dumneavoastră. Vreau să vă zic un singur lucru. Hai să facem ceva pentru cetățenii, că am fost acum pe Valeria, doamna consilier. M-a oprit oamenii pe Valeria și mi-a zis că, băi, ce sunt? Și a zis, bă, doamne, veniți la primărie. Veniți la primărie că sunteți de 30 de ani aceleași drumuri, aceleași noroce, dar voi nu veniți să vă cereți drepturile. Păi mergeți, dar tu mergeți la vot. Mergeți duminică, vă așteptăm la vot pe toți. Și atunci să vedem care e treaba. Păi nu ceva corect? Dar nu se mai poate așa ceva. Cineva, dacă vrem să facem ceva, hai să facem cu toți. Hai să nu mai respingem proiectul. Tu ești la PSD, tu ești la PNL. Nu, mă. Hai să mergem toți cetățenii pentru comuni, toți consilierii să reprezentăm comuna cum trebuie. Să nu mai jignim unii pe alții. Da, domnul Lungu? Deci, ca să înțelegeți că eu pagubă am avut aici ca și consilier. Bă, beneficii n-am avut, am vrut să beneficiez și eu din respectul față cetățeanului. Luați niște șutetiere la scaune, vă rog frumos. Și scaunele sunt chiar... Nu știu ce vă trebuie. Așa este, cum ziceți și dumneavoastră. Eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor, la toți, multă sănătate și duminică vă așteptăm la vot, în număr cât de mare, și ăștia din România și aia din afară. Votați ce trebuie și la referendum, ce vreți. Cum mă, dar trebuie ce caravane, votează ce zic, mă, nu poți să faci. Dar nu pot să zic că o să votez pe Neleu, că ar trebui să votez pe Neleu, da. Domnule,
Nu vă agățați de viceprimar. Nu vă agățați, așa e. Pentru faptul că el a căzut pe funcția asta ca musca în oala cu lapte acru. Numai pentru că e la PSD înscris. Dar inițial fusese la PNL, că ieri am găsit adeziunea. La PNL. Dar nici la PNL nu a făcut nimic. Eu l-am ajuns la PNL, că mă ruga frate, taică-s-o. Bun, dar lasă asta. El e nevinovat. Nu știe. M-a dat licență ca să-i treabă de viceprimar, domnule. Nu e de primar. E de viceprimar. Fântâna, drumul, puntea, Carara, podul, chestii. E treabă de viceprimar. Dar dacă el nu se pricepe, ce vrei? Domnul consilier, dumneavoastră ca consilier local, știți că am trecut cine ce-a... Greșeala a fost... Următoarea ședință, domnul Zoric, o să vă aduc să vă citesc toate atribuțiile consilierului local. Da, și știi că greșeala a fost... Greșeala a fost a acestui consiliu votat viceprimar, el n-are capacitatea. Nu-i băiat rău, dar n-are capacitatea. Dar nu suntem noi în măsură să-i... 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 Foarte frumos din partea da, noastră. Da, trebuie să prezint. Dacă îl întreb eu... Dacă îl întreb eu, Johnny Crăciun, ce a făcut acum o lună, două, trei, nimic. Bani au luat! Domnul Giuliu a fost să pupa moaștii. Nimic! A fost să pupa moaștii la... Nimic! Și mai sunt niște persoane care... Care... Nici frunză la câmpiu taie, mai sunt aici. Nu-i mai numesc eu, dar așa e omoștenit. Și nu poți da în judecată sau să-i dezvăr că te dă în judecată el. Da. Dar sunt persoane care nu au ce face în primărie. Și nici nu vine. L-am găsit pe domnul Crăciun Giuni cu tractorul în câmpul Mocanului. Nu știu ea, era o treabă bună. E angajat, e angajat la firma agricultor. Da. Și-o fac o treabă bună, să recepe acolo. Acolo e bun. Da, era bun. Dar întâmplarea cea mare, că într-un spre Iași, un microbus, autocarul, l-a luat poala cea rău pe ăla care are epilepsie și-o dat de repul la doctoriță, ce se facă în mare și-o spart de geamă. O luat oamenii de grijoasă sfeță, nu putu să iei persoane la sea. L-au apucat spumele și la bolă și-o spart, l-au spart de geamă și-o luat de doctoriță și-o spart. Deci era de băut, pe dat așa și pe lume. Dacă n-am fost atent, adică n-am prins... Nu poate să ne pun subiectul, v-aș trebui să... Eu am venit la ședință, că i-am promis lui domnul Lungu, că vine să-i discut problemele cu gaz. De asta nu-i. Nu, 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 domnul... Știți care-i treaba? Pentru ceea ce nu se execută în comuna de este, suntem dumneavoastră de înfilătorilor care stați la scaune. Vreau să vă spun, domnul, nu știu dacă vreau să vă spun. Ce taxe trebuie